20 de ani exact la Cocin, Germănești și Buluceni. Astăzi la noi este o sărbătoare care e muncit de toți cetățenii noștri, au depus muncă foarte mari și le mulțumim din suflet. Un eveniment de o amploare și de o bucurie nemai spus. Eu, ca în calitate de primar, asta mi-am dorit. Ca dumneavoastră, într-adevăr, să ieșiți, să vă întâlniți, să discutați și să vă veseliți împreună. Evenimentul comunitar care are loc astăzi la Suhulceni adună locuitorii din trei sate, Suhulceni, Corbceni și Germănești, și este organizat de către Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, dar în colaborare strânsă cu localnicii, cu aceste localități. Fără ei nu ar fi fost posibilă realizarea acestui eveniment. Acest eveniment are loc în cadrul unui proiect mai larg care este desfășurat în aceste trei localități cu sprijinul Uniunii Europene, un proiect care își dorește să mobilizeze cetățenii în implicarea comunitară. Ne bucurăm foarte mult că am putut aduna oamenii din aceste trei sate la un eveniment deosebit. Cu mare plăcere vă primim în casă mare a satului Corbceni, unde puteți găsi cele mai vechi, cele mai tradiționale obiceiuri din moș strămoș, care sunt anume teancul de zestre pentru fetele nemăritate, adică usofcă, cum spune, din moș strămoș, care îi plină cu fel de fel de prosoape la anunț, la cumătrii, la petreceri, petreceri la armată. Tânărul care pleca la armată era legat de fiecare persoană care vine să-i petreacă și era legat în casă cei mari. Întotdeauna în casa mare se petreceau cele mai mari sărbători împreună cu familia, împreună cu urdenia. Și de aceea, în orice timp, sunteți chemați în casa cea mare. E formidabil, e super. Bravo, organizatorilor ceva interesant, foarte frumos. În ziua de azi cam rar întâlnim așa ceva la țară. Dar sper că asta intră în tradiții și în tot anul o să fie așa. Eu cred că așa amploare este prima dată. Și cum a spus și el, eu sper foarte mult să devină tradiție și în fiecare an să devină, să fie o astfel de eveniment. Prietena mea este originală din satul de Baștină de aici. Cel puțin acum încă ne ține legați de această baștină, de acest sat, părinții și bunei, neamurile, moșii, mătușile. Ne mai bucurăm, ne mai vedem, copiii vin mai de pe unde sunt și mai vin și aici. E o bucurie, e o veselie, mă rog. Eu sunt plecată de mulți, mulți ani, de 78. Trăiesc la Cacul. Și am venit anumit pentru sărbătoarea asta. Eu sunt împătimită, bolnavă de lucru manual. La noi în casă persistau covoarele și sunt și acum. Vara era o bucurie când mama le scotea și le sorie. Și noi printre dâns le mergem, le ascundem, sunt frumoase și îmbogățesc casele, dar am văzut niște covoare foarte frumoase. Partea ce ați văzut, doamna cu, sau cum, acolo două cerbul doamne. Cerbul și coanele. Și coanele, da, cerbul și coanele, ați văzut cât e de frumos. Da, e, dar și noi suntem care am țesut. Și solul și-am brodat și-am împletit corboțele la pierdele la ferestre și la colțuri la masă. Era frumos, dar dacă am o
depărtatul, tineretul de amul, care cu școlile, care cu lucruri, cu străini. Și când vin la noi, le pare bine când văd ceva, lucru frumos făcut de mână. E foarte frumos și am vrea și aș vrea, Doamne, să reîntoarcă iazul care era odată, atât era de mare și atât era de frumos. Așa o priveliște, când băteau clopote la biserica din Coropceni, că a lucrat tot timpul biserica la Coropceni. Și noi eram prezent satele din prejur și să oglindem apa iazului, biserica. Asta era o frumusață, ne uitam noi din dealul ăsta, de-a nostru, în partea cealaltă. Când oamenii din partea cea cântau sau veselii, noi în partea asta i-auzăm. Era foarte frumos și adică ar fi o bucurie, fără preț, dacă s-ar putea să câștige proiectul, să reîntoarcă iazul. De fapt, este interesantă această adunare, să zicem, a celor trei sate. Suntem în inimă, dacă putem să zicem. Avem peste deal Germăneștiu, avem pe alt deal, dar și în vale, Coropceniu. Aici e Suhuluceniu, cel mai tânăr din cele trei. S-au adunat frumos pentru a arăta că se pot uni pentru idei frumoase, pentru a promova tradițiile care, din păcate, intră într-un con condamnabil de umbră, dar prin aceste evenimente poate că ușor nu se uită, mai vede unul, mai vede altul, mai întreabă ce se întâmplă, cu ce se mănâncă, fie o tradiție culinară, fie tradiție culturală, fie tradiția a fel de fel de meșteșuguri. Arta rustică la Chișova Nouă. Readușim din secolul XIX și secolul XVIII, care țesătoarele țesău fără desen, fără colorant, fără... Asta tot mergea din... Femeile erau tare deștepte, ele tot din minte, zic eu. Sunt și semnificațiile care și ca eu, de exemplu, am uia care țes, atâta dacă vă uitați atent, atâta este pământul, culoarea neagră. Aici e ca sunt rămurelele, aici e pomul vieții. Rămurelele astea, e ca este mici rămurele, nepoței, copiii, copilașii. Nepoței, copiii, aici merg de amul părinții. Și el, ia că uitați pe desenul, el se duce până în vârf aici, până ajunge toți buniei, străbuniei, tot neamul. De plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale trei turme de mei cu trei ciobănei. Unu-i coropcean, altu-i suhulucenean și altu-i germăneștean. Zbuciumați ca vântul, negri ca pământul, cu lacrimi pe obraz au mare necaz. Cât se odihnesc și se sfătuiesc să ne apropiem și să-i ascultăm. Măi, ții minte, frate, apele din iaz curate. Pești cum soltau, bărcile pluteau, copii când erau, cum le scufundam. Cerul ne privea și cu noi râdea, lebede frumoase, pluteau grațioase. Nu ferii în soare, străluceau la soare. Doamne, ce păcat, apele au secat, pește nu avem, m-a scăldat numbră. Frate, e dezastru, frate, gata, nu se poate, hai să ne adunăm, iazul să-l salvăm. Fraților, și eu sunt cu voi la greu, știu de la părinte, apele sunt sfinte, să ajuți un izvor, nu-i deloc ușor, dar când ne unim, minuni favorim și se vor întoarce acasă, într-o zi frumoasă, lebedele albe, rați în puf cu salbe,
copiii s-or scălda, fetele vor cânta, străinii vor veni și se vor uimi ce uniți suntem și ce plai avem. Dragi surori și frați, oameni minunați, din și cu credință, cu recunoștință vrem să vă rugăm iazul să-l salvăm. De l-am ajutat iar și-a legănat apele curate între două sate. Dumnezeu de sus s-a mândrit nespus, iar planeta noastră va fi mai albastră, flora mai bogată, fauna salvată, oamenii voioși, pruncii sănătoși. Patru de ani, dar niciodată n-a fost așa organizat un eveniment. Adică tradiții populare se mai făceau, dar în cadrul instituției am mai făcut gimnaziu, am mai organizat o șezătoare, dar în așa măsură, da, da, sunt foarte bucuroși toți că au ieșit, s-au întâlnit, s-au revăzut toți comun, adică toți satii. Mulțumim, mai mult doamnei Lilia Curchi că a organizat așa ceva. Pământeanul de-a noastră. Suntem neamuri, printre altele. Tot din Curchi. Tatăl din Sluceni, mama din Coropceni. Suntem o simbioză împreună, așa. Așa, sărbătoare la noi, localitate,
aș spune că nu a fost încă împreună cu trei sate, dacă mai multă parte așa că o leacă, dar așa prima dată, prin proiectul dat, prima dată trei sate se face așa frumusețe și așa muncă se depune cetățenii noștri, care au depus o muncă foarte, foarte mare, chiar le mulțumesc din suflet pentru lucrurile făcute, pentru o ascultat și am îndeplinit în lucrările este date așa frumusețe care este astăzi. Deosebită. O împlinire a faptului că eu am văzut, am înțeles că aici, pe acest pământ, că la baștina mea oamenii pot să se adune, pot să organizeze lucruri frumoase împreună. Noi, prin sărbătoarea asta, prin faptul că ne-am mobilizat, am arătat că trei sate sunt o forță aici la Telenești. Că noi putem împreună schimbăm lucrurile. O să încerc un pic câteva cuvinte despre Lilia Curchi, care este lângă mine, este din Suhuluceni. În Chișinău, în comunitatea noastră, este foarte cunoscută prin capacitatea ei de muncă. Deci un om care muncește este măsură de mult și astăzi venind aici eu am înțeles de unde îi se trage. Pentru că noi am știut că o să fie o sărbătoare frumoasă, dar atât de frumoasă. Noi am aflat că sute de oameni s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Eu îmi dau seama câte nopți nedormite au fost pentru a organiza această sărbătoare. Acesta este un eveniment de când eu sunt primar unic, dar sper să fie un bun început pentru mine personal și pentru toată localitatea. Pentru că reprezint două localități, Suhuluceni și Germănești, de care niște oameni harnici, de care mă bucur și, într-adevăr, împreună realizăm niște lucruri foarte mari. Mă bucur nespus pentru curajul lor care l-au, într-adevăr, pentru munca care au depus-o și la acest eveniment și parcursul anilor, pentru a ajunge noi să trăim zilele de astăzi. Mulțumesc mult lor! Sărbătoarea de astăzi este foarte importantă pentru localitățile noastre. Suntem mândri de așa sărbătoare și bucuroși că am organizat așa sărbătoare cu ajutorul cosătenilor la trei localități. Suntem mulțumiți că am adunat atâta lume, chiar și după Cotare și foarte fericit și mândri. Mândri în primul rând. Păi el a fost toate de una împreună. Într-un sovhoz am fost, o gospodărie a fost. Și Germănesc Hulceni a fost sovhoz zavod Boris Glavan, care a fost director Vasilică Fiodor Dimitrovici. Un om tare, Dumnezeu să-l ierte, tare deștept. Și eram împreună. Noi n-am avut deosebire.
construit cât la un sat, cât la altul, așa se face totdeauna. Acum s-au dispărțit fiecare cu primăria lui, cu satul lui, dar acum s-au grămădit de ani toți împreună. Da. Aveți relații de bună vecinătate. Foarte bun, foarte. Jumătate de sculuceni sunt căsătoriți în Corupceni și invers. Așa că nu putem să nu trăim bine. Satul meu, satul meu, satul meu, satul meu, satul meu.